Nouă! Am crezut că o să ridicați 60. Din emoții poate. În această zi însorită, în această zi frumoasă cu soare, suntem la Cania Veche. Iar sub vizorul surprizei noastre se ascunde Daniel. La mulți ani copilului. Ziua asta e frumoasă și mereu a fost așa. O petreci cu oameni dragi, cum dorește inima. Astăzi este ziua ta, sus paharele cioclim. Împreună până zori chefuim. Toată lumea spune, toată lumea îți cântă la mulți ani. La 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 mulți ani de ziua ta. Muzica să cânte an de an așa. La 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 mulți ani de ziua ta. Fericire multe către inima. La 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 mulți. Bună ziua! Ne prieți? Hai, vă rog frumos! Bună ziua, bună ziua tuturor! Îl salutăm, îl salutăm și pe Căniciun și îl rugăm să nu mai lasă dacă ne-a venit și să o iau în casă. O să ne deranjeți total. Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit! Măi, dar câți copilași, câți băieței frumușei, veseli, zâmbitori, înseamnă că totuși nu am încurcat adresa. Băieților, numele meu este Iulian, eu sunt curier de surprize și am venit astăzi la voi însoțit de multe urări de bine, de o dispoziție extraordinar de bună și sunt gata să o împărtășesc cu voi. Dar mai cu seamă cu sărbătoritul acestei zile, ce este vorba de vocetare? Daniel, alătură te te rog frumos, cum în aplauzele celor prezenți. Hai, aplauze. Daniel, te salut cu mare drag și respect. Astăzi este ziua ta de naștere. Astăzi ai împlinit câte ani? 9 anișoare, ești băiat mare. Așa că noi îți dorim mulți ani sănătoși, frumoși și norocoși. Alături de mulți oameni dragi, sufletul tău, alături de prieteni, iată așa, prietenii, să-ți fie alături mereu, să vă jucați, să râdeți, să vă veseliți. Iar prietenii, încă o dată o să te aplaude, doar că îi întrebăm în modul următor, așa cum se face în SpongeBob. Sunteți gata, copii? Da! Sunteți gata, copii? Da! Și acum aplaude. Da, tare, pentru Daniel! Daniel, iată că am venit astăzi la tine în vizită cu multe cadouri presărate cu respect, dragoste și dor de cineva care te iubește. De cineva care astăzi, din păcate, nu-ți poate fi alături, dar consideră că meriți această surpriză din tine. Așa că o să începem cu cadourile, pentru că te uiți așa nedumerit la mine. O să începem cu un tort. Un tort delicios care abia așteaptă să fie savurat de tine și de prieteni. Poftim! Cu plăcere! Pentru că ești minor, dar totuși trebuie să vă prefaceți că sunteți maturi, v-am pregătit o șampanie pentru copilaș. Așa, personalizată cu Tom Fischer. Poftim! Băi, să ne aplaudă mult! Pentru că este ziua ta de naștere, doresc să te întreb un lucru. Astăzi, cineva ți-a cântat la mulți ani? Da. Ți-a cântat la școală, dar acasă nu ți-a cântat nimeni. Așa că, 1, 2, 3. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Multă, multă sănătate, Daniel! Dă-mi întâi de toate sănătate, fericire și mult curaj ca să-ți realizezi toate scopurile tale, indiferent de cât de mare ar fi ele. Multe succese la școală, să bucuri părinții și să te bucuri de mama, tata și de frățiorul tău, Maxim. Și dacă mergea vorba de tine și de Maxim, iată că pentru tine mai avem un cadou. Avem un ursuleț, puteți să-l botezați deodată,
cam cum merge. Mișa? Nu Mișa. Dar cum? Hai o să te gândești. Dar acesta îți aparține, este în totalitatea. Acesta este pentru tine, dar chiar dacă este ziua ta, avem o jucărie și pentru Maxim. Maxim, bubuța, bubuța lângă noi. Ia uite, dar tu cum îl numești? Îl botezi într-un fel. Nici tu, Mișa. Dă-i nume. Ei, o să vă gândiți mai târziu. Sunt ale voastre, le meritați de plin. Și puteți să le îmbrățișați ca și pe tatăl vostru. A fost strâns, strâns, strâns. El astăzi nu vă este alături, dar vă iubește și v-a transmis aceste lucruri. Dănuț, Maxim, din nou mai aproape. Noi vă dorim ca viața voastră de astăzi înainte să fie colorată cu zâmbete, cu realizări frumoase și să fie dulce. Dulce, asemeni acestor ciocolate. Ca și această ruletă care a căzut și ca și aceste ciocolate care vă aparțin vouă. Poftim! Și chiar dacă este ziua ta de naștere, un cadou, o mică atenție, se alege și mămica ta, doamna Larisa, pe care o poftim alături de noi. Băieți, băieți, cum pe doamna Larisa nu aplaudați? Doamna Larisa, este ziua viitoare pe dumneavoastră, dar vă alegeți cu o atenție, o atenție frumoasă. Vă dorim ca această viață să fie plină cu evenimente frumoase, evenimente memorabile și cu cât mai multe clipe petrecute alături de soțul dumneavoastră de copilași. Iată că din partea lui vine și acest buchet presărat cu dragoste, dar și cu un batun irezistibil. Aceste flori de vine, aceste cadouri frumoase, vă rugăm, dar începem cu Daniel, câte un mesaj de mulțumire pentru cel care stă în spate. Daniel, vrei să-i spui ceva pe tipului? O să-i spui mai mult, înseamnă că când o să vin acasă, o să-l îmbrățișez, o să-l săruți, dar acum îi acordăm cuvânt mămicii, pentru că cu siguranță are multe de spus. Mulțumim mult și așteptăm cu drag acasă. Așa să fie. Este o familie frumoasă, cât de cât numeroasă, 4 membri, plini de voie bună, 2 copilari frumoși. Nu știu dacă mai urmează, dar sunteți fericiți, sunteți norocoși și aplauze pentru acest talent. Și încă o întrebare pentru cine, Daniel, astăzi cineva te-a ridicat pe scaun? Tot la altfel. Nu te au ridicat. Hai, hai. Ia hai. De nou ori, băieți, forțoși și vineți în coară. Iată așa, hai urcă. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am crezut că o să ridicați 60 ani. Din emoții, poate. La mulți ani, Daniel. La mulți ani tuturor. Multă sănătate și fericire. Ziua asta e frumoasă și mereu a fost așa. O petreci cu oameni dragi, cum dorește inima. Astăzi este ziua ta, sus paharele cioclim, împreună până în zori cheful. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.